fericit de Supercupă? Bă, nu sunt fericit de Supercupă. Sunt bucuros că am făcut o echipă așa cum mă așteptam că o să fie. Și nu că mă așteptam, adică e mai mult decât mă așteptam. Adică ce înseamnă mai mult decât mă așteptam? Adică am văzut un Baba, un Nana, am văzut un Malcolm departe peste ce erau ei. Baba ia locul lui Alexandru acum. Hai mă, dă-și tu cu spatele, nu vezi? Și ce nu poți stai cu spatele puțin? Dă cu spatele puțin! Vrei să treci pe aici tu? Da, spune-mă să dea cu spatele. Aici a interzis, că nu lasă Burleanu. N-are sub 21. N-are Burleanu. N-are sub 21. Nu-i te lasă Burleanu. Până la urmă v-ați răzgândit, ați băgat fotbalist sub 21. Băi, am băgat, nu, hai să vorbim de asta. Lasă, sub 21 am băgat, m-a rugat galeria. Înțelegi? O să găsim o soluție. Pentru că asta este, asta vorbeam și cu cineva acum, e strigător la cer. Băi, păi eu vreau să-mi fac strategia, bă, nebunule, eu acum vreau să joc în Liga Campionilor, la 3-4 jocuri în campionat. Eu vreau să... Păi, nu că Musi, a fost o încântare și Musi. Rada Slavescu trebuie să ducă împrumut, că nu poți joace în fața lui Musi sau în fața lui Tavi. Am un 21. Dar băi, păi tu ești nebun, păi tu mă pui pe mine să joc cu Musi? Păi ce trebuie să-ți fac ție jocul tău la echipa națională, scoate un jucător? Nu, băi, nu m-am pus. Iar eu când am intrat în fotbal nu era așa ceva. A venit el de la securitatea, de la națională de studii de securitate. Hai mă, lăsați-ne cu de-astea, că ne-am săturat. Băi, păi eu vreau să joc cu atacul meu. Sunt trei din fața aia, că ăștia știu trei mijlocași, nu? Cu Olaru. Bă, da, aia trei în față, ce fac? Că trebuie să-mi fie Băluță, trebuie să-mi fie David, trebuie să-mi fie Ștefănescu. Ăștia trei, eu trebuie să văd cum se combină țintarul, cum merge relația de joc. A, păi nu te las eu, bă, că tu mă interesează pe mine Liga Campionilor. Eu vreau să joci tu, că eu am venit la securitate, mi-am dat col de aici ca să fac niște securitate de națională, de eu comand cum să faceți voi. Băi, și de unde mă să vezi tu, că tu n-ai avut 17 lei? Băi, e posibil să-și vadă treaba lui și toate astea să înțeleagă că le fac din mare de supărare. Încere tare. Băi, iartă-mă, Răzvan. Du-te, fă, ai făcut 2 milioane. Mai fă încă 20. Mai stai încă 25 de mandate. Cu toate că... nelegal. Înțelegi? Nu-i problema mea. Că nu mă interesează ce fac alții la ei în casă. Bă, dar dacă pe mine nu mă interesează ce se întâmplă acolo unde eu sunt membru... Cum să te intereseze pe tine de la mine în casă, că tu n-ai nicio legătură cu mine, cu casa mea? Cum să mă obligi tu pe mine? Păi nu, domnule, o să zică, păi nu mă, nu, că nu, eu nu vreau. Uite, rătoarul a zis, da, bă, Gigi, facem război, a zis. Bă, Gigi, dacă nu vrea, că se întâlnește luni. Păi a zis, bă, și ce facem? Păi atunci ai spune bine, mă, atunci ai război și cu asta basta. Se întâlnește luni rătoarul cu Burleanu la discuții? Bă, s-ar putea să merg și eu, că Vali mi-a zis, domnule, întâlniți-vă. A zis, bă, eu mă întâlnesc, dar numai să iei de la ei un acord, să spun așa, da, domne, există finalitate, că nu mă duc acolo să-mi spună Burleanu, stai, domne, că ce m-a învățat pe mine Colbea și cu ăla de la Cluj, cum îl cheamă, ăla, bă, mustăciosul ăla, dar are mustață în anul 2024, da, înțelegi, că ai sociolog, înțelegi, și când ne-a învățat pe noi acolo la securitate, că, domne, la securitate, noi te obligăm pe tine. Băi, să-mi spui dacă există finalitate. Nu că, domne, că să vezi că ne... Că am mai fost la el. El, băia bun, așa, am văzut. Bă, în gesturi se vede. Eu ceea ce spun acum, spun de nervi. El dacă are, într-adevăr, are de gând să-și vadă treaba lui, să-și vadă, și atunci am cer iertare eu. M-a luat jucătorii de gât. Bă, un om care îmbrățișează un alt om, se vede că nu fals, adică nu e un om rău el. El probabil, băi, a zis, băi, Vochin, face Vochin, lasă, domnule, că-i statistică, zis, băi, Vochine, te la presă, mă, lasă-ne, pane, vezi Vochine tu pe noi, ce mă învață mine Vochin, păi îmi băgați 10 de milioane, mă, învață Vochin pe mine, cum să fac eu, sau să-mi spună, stai, domnule, că să vadă că ce bine e, că câți bani o să iau, că... băi, nu vreau, nu, e foarte bine, dar nu vreau, cum vrei tu, nu înțelegi, adică, ori ăștia oameni le facă, probabil, acolo, aia de... națională de securitate acolo, Institutul Național, ce zic ei, niciun lor, securitatea lor, care îi bagă numai pe șmecherii, le face injecție în cap, cred.
Le bagă câte o injecție în cap ca să zică că ei sunt stăpânii. Păi îți dai seama ce bă, să văd de băi, Institutul Național, Securitate, bă, am făcut școală, bă. Băi, nebunilor, bă, bagă securitatea acolo ca să ce? N-am bă nimic acolo, să facă milioane. Dar numai să nu facă școala lui Coldea. Bă, n-avea cea cineva aici general, fă, bă, bani, milioane, că ai informații, nu ce nimeni. Lasă oameni, nu mai băga oameni la pușcărie dacă faci milioane. Fă-i de treaba ta, cum faci tu, faci și altul. Și eu n-am treabă cu ei, bă, fă, bă, milioane. Că da, nu știu cât, 700.000 lui Dâncu, dă, mă, încă 700. Mai dă, mai fă, luați-vă milioane, câte vreți voi prime. Stați-mă în pace cu mine, că eu am un țel, Liga Campionilor. Și ca să pot, trebuie să-mi joc eu cu cine vreau eu, să-mi fac eu nucleul. Că ai văzut cum i-am rotit aseară? De ce i-am rotit așa? Ca să-mi dau seama, nu neapărat de valoare. Că, bă, valoarea unui jucător poate să fie unul mai valoros, dar în combinație cu altul, un angrenament, să fie mai bun ăla. Da. Și atunci când fac? Bă, nu că sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Nu mulțumit, nu credeam chiar așa. Echipa decât în sezonul trecut, la prima vedere? Ai, mă, ce... Diferență ca la cel la pământ. Se vede echipă legată, frumos, pase, putoare, valoare, pac. Se vede, e mult mai valoroasă. Și în condițiile care orarul nu era. Și șut nu era. Și Coman nu mai. Coman nu mai, bă, Coman tot întrebați. Coman eu am semnat 5.250.000, el pe data de 9, nu aplic. Pe data de 9 merge, semnează contract. Deci mai sunt 4 zile și pleacă. Deci nu mai ar băgați pe Coman. Gata, la revedere, s-a terminat cu Coman. Ștefănescu a apărut că s-a integrat perfect. Bă, Ștefănescu este un fotbalist care n-am văzut... Deprinderea lui nu o văd nici la mari fotbaliști. Adică aia mari, grei. Adică că au valoare, dar ei dau la poartă. Trag la poartă. Foarte puțin bagă mingea în poartă. Alta e să tragi la întâmplare pe spațiu porții, alta e să fixezi un metru pătrat și să o bagi acolo. El golul 2 s-a văzut, adică el a zis, va veni mingea, a dat-o, s-a uitat și a dat-o acolo. Altul, dacă era, trăgea la poartă, putea să-l lovească de cine, cu tare, nu știu ce, în bar, peste poartă, cu tare. El a băgat-o acolo, i-a dat direcție. Rar jucători așa. Am mai avut, păi ca să le aibă pe alea, alea eu le pun goluri. Pentru că are inteligența lui să apară acolo. Nu? Și n-a făcut școala de aia de Colegiul Național ca să-l bage Coldea. Credeți că mai aveți nevoie de vreun jucător pe vreun post? Aveți undeva unde credeți că mai e nevoie să fie acoperit vreun post? Păi dacă eu dacă am dacă mă lasă în pace, bă, până la urmă să mă lasă, că n-ai ce face, știi? Eu trebuie să văd acum ca să eu știu dacă am nevoie de un jucător, că poate s-ar putea să mai am nevoie de un atacant. Dar eu ca să știu asta, eu trebuie să joc Ștefănescu, ăsta David Miculescu și Băluț în stânga. Eu trebuie să văd ăștia trei, cum se combină ei cu ăștia trei din spate. Mijlocaș. Ca eu să știu dacă am nevoie de un atacant de care eu mai valoros. Mă înțelegi? Sau chiar un atacant în stânga. În dreapta nu mai pune, că în dreapta acolo nu mai e nevoie, că e ăsta, care n-ai nevoie de el. Înțelegi? Asta vreau să știu. Și asta exersez. Asta am exersat și aseară. Am văzut ce, cum. Ați văzut că s-a schimbat a doua repriză. S-a schimbat a doua repriză. Adică am făcut niște schimbări, s-a schimbat situația. Prima repriză v-a ridicat anumite semne de întrebare, având în vedere ocaziile pe care le-au ratat ei? Bă, nu. Da, au ratat pe, cu poarta goală vreo 5 a fost. Trebuia să fie vreo 3-0 pentru ei. Ce ocazii, mă, care le-ai văzut? Nu, niște situații. Păi ce situații? Păi au și ei picior, dă și ei cu mingea, cu piciorul minge. Care e situația? A fost vreo, ce a fost vreo ocazie de gol? A dat unul de la 25 de metri puțin deasupra, se întâmplă că... Existează și ei, dau și ei de acolo, poate, ne fac antrenament. Și a mai fost unul când, dintr-o centrare, a scăpat unul acolo. Se întâmplă. Ce? O fază fixă. Dar ce ocazie a avut? Vorba e că prima repriză n-aveam posibilitatea jocului și posesia, nu eram prea stăpâni. Tot noi controlam jocul, dar nu eram stăpâni. E, a doua repriză, fost stăpâni. Și numai că am fost stăpâni, am văzut niște jucători. Clar, adică l-am văzut pe Baba,
care nu, adică când l-am luat credeam că e bun, dar nu așa. Adică e mult mai bun decât credeam eu. A întui ăsta Nana Muscuri, că eu spun Nana Muscuri de la Nana, știi? Așa? Racheta. Ăsta deja este altul jucător decât anul trecut. S-a adaptat. S-a adaptat. Atunci Malcolm mai pierde mingile, adică s-a văzut siguranță la mijlocul terenului. Baba Al-Hassan, îl vedeți să intre și titular în sezonul ăsta? Pare competiție mare. Băi, eu așa înclin la ora asta. Dar să vedem. Îl încercăm, că mai avem, de-aia vreau, nu? De-aia vreau ca să văd cum Baba, că nu vreau să văd Baba cu Musi. Sau Baba cu Rada Slavescu. Nu vreau să văd asta. Vreau să văd Baba cu ăsta, cu Băluță. Vreau să văd Baba cu Ștefănescu și cu David Miculescu. Asta vreau să văd. Că nu-i tot una când joacă Baba cu ăla sau... Băi, nici cel mai mare specialist de fotbal nu poate să știe formula ideală dacă nu o vede și nu schimbă real. Nu că ar deduce el că de fapt ar juca ăla dacă ar juca ăla, că alta este Baba cu Musi, alta este... Deci, sunt multe combinații aici. Eu zic că regula asta este ghimpele fotbalului românesc. Asta e părerea mea, concluzia mea, la ce am ajuns. Noi nu putem dezvolta. De ce? Pentru că din 10 rotițe, una ți-o impune cineva. Nu, bă, eu îmi pun rotițele eu cum vreau eu. Dacă nu, îți faci nouă federație, vreo 5-6 cât am mai rămas înscris și în registru, după ce ne înscriem, cerem dizolvarea lui aia. Înțelegi? Să vedem care e mai valabilă. Conform hotărârii în altei curs, nu a tribunalului care le-a respins, că, domnule, nu e definitivă. Nu aia e importantă la tribunal. Este importantă hotărârea în altei curți, recurs în interesul legii pentru practică unitară. Aia! Da, ei au făcut o adunare în general cu 13 inși din 250. Cu aia vechi, cum ar veni, înscris în legiu să facă o modificare în statut ca să pun termin în regulătate. Le-a respins. Înțelegi? Păi pentru că le respinge oricum și dacă fac recurs, de ce? Păi voi sunteți 250, cum ați venit cu 13? Înțelegi? Păi da. Ați avut o bucurie și mai mare faptul că ați luat primul trofeu pe Ghencea după... Dar repet, n-am treabă cu ei. Poacă ce vor. Ei susțin să o bage în legalitate. Trebuie să avem o federație. Ce facem? Ca ce se au? Stai, dumne, că o anulăm pe becali. Nu facem. Trebuie să intre în legalitate și ei. Intre în legalitate și susținem și noi. Eu, adică... Dacă mă lasă în pace, nu pot să susțin un om care vine și îmi bagă ghimpe și strâmbe. Înțelegi? Că crede el că nu știu ce. Și altfel e război. Și război ce înseamnă? Război înseamnă plânge de toate felurile. Dă abuz, dă șantaj, șantaj, adică mă refer la voturi, care le ia de la fotbal feminin, dă toți ăia mai mutoii care votează ce zice el, că ăia nu sunt, că să mă iertă, dar așa sunt din moment ce niciunul nu votează cum e dreptatea în România. Până când, mă? Până când să ne facă ei că e securitatea? Băi, securitate, lasă-ne, mă, în pace, mă, lăsați-ne, mă, cu colegiul al vostru care îi puneți voi, le faci injecții în cap și după aia vin, nu mai scăpăm de ei noi. De ce începe drumul în Champions League? Marți, primul test cu San Marino. Păi da, mă, dar cu San Marino, vezi, nu-i problemă. Puteți juca cu cei trei. Tot, pot să joc cu cei trei. Dar după aia vine în campionat. Și trebuie să continui cu ei. Ca să văd că un meci mai tare cu Cluj. Vrei să continui cu ei. Eu ce fac? Bă, nu te las. Bă, nebunul, la injecție în cap ți-a făcut colegiul la ala național al tău cu minciunile voastre care le faceți voi pe acolo, că niciun fel nimic nu învață. Nu un fel numai de minciuni. Ca, domnule, respect, pătare, interes național, ce cu tare fac. Ei, jur să fac să drept, să fur. Asta zic ei acolo. Păi nu mai pot, am zis, bă, de treaba mea, că-s bătrân, am 66 de ani. Bă, dar câteodată după aia inima se răzvătește. Bă, tu ai 66. Bă, dar tu tot leu ești, nebunule, tu intră în război aici cu criminalii care nu te lasă să îți vezi de treaba ta. Hai că v-am spus prea mult, hai, pa!